Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Linia 1. Multe subiecte în această seară, se vede că e fierbințeală mare, nu doar afară, ci și în politică, deși suntem în plină vară. Lumea se gândește la concediu, mulți sunt și plecați în concediu, iată că se întâmplă multe lucruri pe scena politică, vedem cu acest scandal referitor la zilele groazei. E un scandal teribil, se lasă, vedem, și cu demisii. Ministrul Muncii, Marius Budăi, și-a anunțat demisia. Rămâne de văzut dacă Gabriela Firea, cea mai apropiată sau cel mai apropiat personaj legat de acest scandal, va pleca și ea sau va fi demisă. Aceasta e întrebarea momentului. Discutăm și despre această temă, dar și despre multe alte, despre guvernare, despre ceea ce se petrece pe scena politică, despre PNL, despre prezentul și viitorul PNL, împreună cu senatorul liberal Liviu Brătescu. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, vă mulțumesc pentru invitație! Cum e vacanța parlamentară? Vacanța, ca și programul de lucru, e așa cum ți-l faci. Personal, sunt în această perioadă într-un contact permanent cu colegii mei din administrația publică locală, mă întâlnesc periodic cu primarii, nu știu, cu primarii Partidului Național Liberal. Discutăm despre proiecte, despre probleme pe care le întâmpină în activitatea lor și, evident, despre gradul de birocratizare al statului român și despre modul acesta se în continuare. Se plâng de chestiunile astea? Că de birocratizare, de un centralism, numeroase. De un centralism pe care îl întâlnim cu toții, de faptul că pe foarte multe proiecte există un număr mare de avize care se emit de către diferite autorități centrale ale statului, ministere, și evident că fiecare dintre dânsii ne atrag atenția nouă, celor care lucrăm în Parlament, asupra faptului că de multe ori implementarea proiectelor pe care le-au câștigat, mă refer aici la PNRR, la Angel Salini, sunt cumva îngreunate în procedura aceasta de implementare și datorită modului greu în care funcționează încă, din păcate, statul român. Auzisem la un moment dat, nu mai știu în ce stadiu e sau dacă se va mai face sau nu, ca multe sau poate chiar toate proiectele astea să fie, nu știu, pe regiune, adică primarii, autoritățile sau cine, să nu mai trebuia să se ducă, nu știu, la Ministerul Dezvoltării sau la nu știu unde, ci să se ducă, nu știu, aici, ori la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, la Agenția de Dezvoltare, ori să fie o structură, adică să nu mai alergi cu limba scoasă pe la ministere. Și mai e o chestiune, când te duci pe la ministere, mai ales că ai nevoie de atâtea vize, există și riscul de a, nu știu, comisioane, treburi, după adică cum să crească după nivelul cum corupției. Știți, sunt un susținător al procesului de descentralizare și chiar de regionalizare. Pentru asta e nevoie, evident, de mai mult curaj, de voință politică, de mai mult curaj, de o majoritate care să înțeleagă și să treacă și la fapte, să înțeleagă această necesitate a întregii societăți românești de a aduce decizia cât mai aproape de cetățean. Evident însă că din perspectiva Bucureștiului ca centru de putere, Bucureștiul e de acord? Delegarea aceasta de atribuții, pentru că, domnul Ghețău, iertați-mă, se mai întâmplă un lucru astăzi, și anume se deleagă către autoritățile locale, către OAT-uri, cum spunem noi, în general, destule responsabilități, dar partea de alocare financiară și de decizie e uitată de multe ori. Ce și aici e de lucru, evident. E grav și nu că e grav, ei ne mulțumește pe, și uitați, pe, de pildă, pe reprezentanții din teritoriu care spun, caz, ok, mă ocup de chestiunile astea, poate că e bine că se aduc la nivel local, dar dați-ne și banii. Absolut necesar să existe și o alocare de resurse financiare corespunzător. Păi să vină, delegării păi de, nu, dar să de vină cu tot cu fonduri, pentru că pentru chestiunea respectivă sunt alocați niște bani, nu? Sigur. Pentru, nu știu, copii vârstnici sau nu știu, fel și fel de program. Pentru programul ăla sunt niște fonduri. La Ministerul X. Păi, Ministerul nu se mai ocupă, fondurile nu se mai duc acolo, ci se duc, nu știu, la primării, la CJ, habar n-am. Astăzi, de pildă, am avut o întâlnire cu colegul nostru, primarul Comunei Dumești, domnul Mihai Cocoveică, și mi-a trăgea atenția cu privire la faptul că atât indemnizația persoanelor care ajută persoanele cu dizabilități, dar și cei care au grijă în general de persoanele în vârstă, s-a ajuns într-un procent destul de mare ca din această indemnizație să fie suportată de autoritățile locale. În cazul persoanelor care au grijă de persoanele în vârstă, indemnizația e asimilată unui venit minim pe economie, și potrivit unei legi care există astăzi și
Voi discuta și eu cu colegii mei din Comisia de Muncă și Protecție Socială. 70% din acest venit minim pe economie trebuie să fie asigurat de autoritățile locale. Ori e o sumă importantă de bani. Asta în condițiile în care criza economică generată de tot acest context se resimte evident și la nivel local. Și atunci se mai cere unei primării să asigure și 70% din acest venit minim pe economie, e o solicitare în plus pentru bugetul unei comune. Păi, sunt multe primării și o povară în plus. Sunt multe primării care abia reușesc să-și atunci trebuie creat un echilibru între ceea ce delegăm către autoritățile locale și resursele. Da, dacă tot suntem în punctul ăsta, pe de altă parte e nevoie și de o reformă în administrație și de o, poate o comasare nu putem merge comune cu 3.000, 4.000, chiar și până 5.000 de locuitori. Nu știu, adică primar, întreg aparat, nu știu ce, hai să le, nu știu, să le comasăm. Sunt comunități care n-au cum să se susțină mai departe și evident că o discuție legată de... Risipim și banii, comunitatea nu reușește, că gâfâie, clar că gâfâie, pentru că nu n-are de unde, n-are, că n-ai acolo nici economie, nu strângi bani la... Și stai cu mâna întinsă. De investitori nu mai vorbim și atunci va veni un moment al adevărului și în această... Noi vorbim de investitori la Iași sau prin jurul Iașului sau pe la Miroslava sau, nu știu, la Tomeș, la Holboca, pe aici, la Lețcan, dar... Cu cât ne îndepărtăm... Pe Coclaurii, județului, la... E complicat. Reședință de județ, lucrurile sunt mai complicate. Da, acum, știți cum e? PNL-ul e la putere, sau mă rog, a fost la putere, a fost la guvernare, poate că mulți așteaptă sau s-ar aștepta ca problemele astea nu doar să le spuneți, ci să le și, nu știu, să le implementați sau să aveți forța de a influența în coaliție, evident că nu sunteți singuri. Suntem la guvernare în continuare. De a influența și de a schimba lucrurile, inclusiv cu birocrația, inclusiv poate cu regionalizarea, nu acum. Da, mandatul viitor. Să fim... Despre asta de văzut. Deci PNL-ul este în continuare la guvernare, PNL-ul este susținător al acestui proces de descentralizare, dar cum trebuie să fim sinceri că apropierea momentului alegerilor anul viitor nu există climatul politic necesar astăzi, trebuie să fim cinstiți. Nu, dar nici nu faci pentru o asemenea discuție. O chestiune atât de sensibilă. Dar după anul 2024, România, eu cred că e obligată să ia în serios toată această discuție legată de descentralizare și regionalizare. Asta dacă vrem un viitor pentru acum, această societate. Pentru asta trebuie să fim de voință politică. Măcar o condiție, să fie o majoritate solidă și să fie un guvern reformist, dar nu neapărat dincolo reformist, de... adică care să aibă chestiune, că dacă e dincolo un populist de neapărat, dar să fie, domnule, să avem liniște, să nu știu, pentru că faci o chestie de genul ăsta, s-ar putea primar să ți-i ridici în cap unii care poate își vor pierde sigur mandatele, nu știu. Mulțumiri vor fi cu siguranță. Oameni care își pierd joburile, că știm primăria aia de la Cucuieții din Deal, unde sunt, nu știu, 15-20 de angajați, aia se duc și au un câștig. Și atunci, dacă postul desfințează, nu știu, dincolo complicat. De neliniștea care există astăzi legat de anul viitor cu cele 4 rânduri de alegeri, există și o parte bună. Așa. Și anume că începând cu anul 2025, vom avea o liniște politică, va fi o fereastră de oportunitate, să o numim așa, în care cu existând și majoritate politică și voință politică, astfel de reforme absolut necesare vor putea fi implementate. Deci până în 2028 nu vom avea alegeri. Sigur, și atunci va trebui să declanșăm un proces de modernizare urgent. Da, asta trebuie făcut repede. Știți de ce? Pentru că noi vorbim de 2024, dar noi terminăm sau noi, voi, toată clasa, de fapt toată societatea, România, termină exercițiile astea politice la sfârșitul lunii, la sfârșitul anului 2024. Deci mai 2025, 26, 27, dar 27 o bucată, că deja în 28 sunt niște alegeri și anul 2025. Deci în 2025, dacă vrei să faci ceea ce spuneți, reforme, regionalizare, nu știu ce, să faci... Anul 2025 e anul reformului. E o chestiune acceptată. Altfel, de la revedere. E o noțiune de manual politic. Primele reforme cu adevărat importante pe care un guvern, o majoritate primele 6 luni să le implementeze sunt în primele 6-12 dacă luni. Nu facem, după aceea... Sau măcar spui ce vrei să faci. Dacă nu facem primele 6-9 luni, după aia va fi foarte greu, că deja după un an societatea începe să fie nemulțumită. 2026 ar trebui să fie anii reformelor. Bun, dacă tot vorbiți de, am ajuns aici și vorbiți de primari, de întâlniri cu primari, aveți temeri că ați putea pierde primari?
s-ar putea duce la PSD? Sau o parte din primarii veniți de la PSD în urmă cu cât 3 ani să se reîntoarcă? Că mai sunt din ăștia, cred că vreo 10-15 așa, cred că în fiecare județ, dar eu spun de Iași, care fac așa o navetă așa. Pentru anul 2028, obiectivul nostru e clar, al Partidului Național Liberal la Iași, câștigarea președinției. 24. 2024. Mă gândeam că zic, domnule, nu, nu, nu. 2024. Deci, e ca și cum alegerile de anul viitor le-ați câștigat și partidul se pregătește 2028. Nu, nu. Eu m-am gândit la chestiunea asta. Mă refeream la anul 2024, vă mulțumesc. Obiectivele noastre sunt clare. Câștigarea președinției Consiliului Județean, a primăriei municipiului Iași și, evident, câștigarea unui număr suplimentar de primari pe lângă cei 52 pe care avem. Peste cei de acum? Sigur că da, pentru că atunci... Noi cât astăzi, vreți? 70? Păi, Partidul Național Liberal astăzi... Mai e și USR, mai e și AUR, mai e și... Partidul Național Liberal... SOS, Șoșoacă... Exact, vorbim de formațiuni politice care contează și care au și susținerea electorală necesară. PUSL, nu știu ce, Partidul Dan Voiculescu... Suntem într-o societate... liberă, democratică, în care fiecare competitor politic are dreptul să sperie. Dar și... eu mă uit, vorbesc foarte serios, eu mă uit foarte serios la discuțiile pe care le avem cu colegii noștri primari, la proiectele pe care aceștia le implementează și sunt proiecte care au legătură, permiteți-mi să spun lucrul acesta, cu mâna pe inimă legat de, sunt proiecte care au legătură cu nevoile reale ale comunității. Mă refer la apă, la canalizare, la asfalt, la ridicarea unor noi școli sau cămine culturale, dispensare, adică e un proces de modernizare în care eu îi văd pe colegii mei primari implicați, dornind să le ducă la îndeplinire, la implementare și să încheie pe la PSD, probabil că spun că sunt la fel de implicați. Eu vorbesc despre... Nu, da, și un primar PNL care acum să spunem că e implicat, asta nu îl împiedică cu 3 zile înainte de a se deschide sau de a se închide lista cu depunere de candidatură la Bej, eu astăzi, să se înscrie pe... Da, eu astăzi nu am emoții cu privire la niciun coleg al meu care este în funcția de primar din partea Partidului Național Liberal la Iași. Din contră, știu că ne dorim, vreo doi de la USR, sau dacă nu trei, cred că doi. Movileni, deja, USR-ul are trei primari, sau a avut trei primari, că nu știu câți mai are. Domnul Dan Hodorabă și-a asumat chestiunea aceasta, e declarație publică, tranșantă și evident că apreciem... Și mai sunt încă doi. Sunt numeroase discuții, vă dați seama, dar eu vă spuneam de faptul că... Nu sunt multe, că... Nu, în sensul că în plan politic poți trei primari discuții, USR și restul PSD, dar acum mi-e greu să cred că sunt discuții, că sunt discuții și primari PSD. Astăzi, eu v-am spus răspuns dumneavoastră, că nu am nicio emoție cu privire la cei 52 de colegi primari PNL la Iași. Dimpotrivă, ne pregătim să mai câștigăm alegerile și în alte comune. Întreb asta pentru că știm în afara celor 52 de comune. Am înțeles. În general, în alegeri, cel puțin și PNL-ul și PSD-ul, e o bătaie mare pe edil. Sunt partide cu organizare bună, nu e ca... Și tradițional și cu organizare, nu e ca USR-ul sau ca AUR, care sunt partide noi. Asta e un avantaj, dezavantaj, dar la alegerile parlamentare e un avantaj să ai cât mai mulți primari. E o bătălie între PNL și PSD. Astăzi, la Iași, Partidul Național Liberal este principala formațiune politică. Bă, e normal, aveți primar, majoritate, atunci, CJ, majoritate. Nu cred că e o surpriză pentru nimeni când vorbim de principala forță politică a județului Iași, Partidul Național Liberal, ceea ce am spus mai înainte. Nu am emoții nici cu privire la cei 52 de primari. Am înțeles. Și evident că ne propunem să obținem și alte mandate. Deși sondajele naționale, că nu știu, n-am date pe Iași, deși așa se mai aude aici colo, dar asta cu zvonuri sau, mă rog, neconfirmate, dar în sondajele naționale vedem că e o distanță, scade, dar e o distanță totuși între PSD, PSD și PNL și atunci întrebarea e ce obțin în rural, votul care politic, e raportul? Votul politic, știți la fel de bine ca mine, votul politic e vot politic și are o anumită explicație pentru care într-un sondaj, un partid sau altul e cotat într-un mai, în față sau mai în spatele clasamentului, să spunem așa, dar noi vorbeam de alegerile locale și cu privire cel puțin la alegerile locale sunt cât se poate de optimist. Cum vedeți sau care ar fi cum ar fi normal să desfășoare? Sunt 4 rânduri de alegeri. Cred că europenele vor fi separate, adică în iunie, cred că s-a fixat și data. Cred că începutul lunii iunie. În iunie, cred că e 9 iunie, 6 iunie. Sau ceva, 7-9 weekendul ăla.
sau 6-8, nu mai știu exact. Deci vor fi alegeri europene 100%, cred că singur, că nu ai cu ce să le combini. Sigur. Și mai ai în toamnă, ai așa, ai locale, parlamentare și prezidențiale. Acum nu știu care e, probabil că prezidențiale sunt ultimele. Sunt ultimele. Cum vedeți sau care sunt ultimele discuții? Vor fi două comasate? Vor fi că dacă mergem separat, ne vom duce de 4 ori. Că ai locale, parlamentare și 2 tururi la prezidențiale. Chiar de 5 ori. De ce? Păi, 2 tururi la alegerile prezidențiale, nu? Turul 1 și turul 2. Bun, nu, eu las eu spun de toamnă. 4 competiții. Las europenele, că acum ne încălzim, facem un sondaj cu public în primăvară. Alegerile europarlamentare sunt foarte importante. Le tratăm ca atare cu toată seriozitatea. Partidul Național Liberal tratează acest moment. Sunt importante și pentru România. Sigur. Ok, pentru partide sunt importante. Sunt importante pentru România. Momentul alegerilor europarlamentare reprezintă un test al adevărului pentru fiecare partid în sine, în mod individual, dar evident că e un mesaj pe care îl transmite România și către Europa. Și sunt importante alegeri, nu doar în România, că sunt importante, cred că în toate țările, dar noi vorbim de România, pentru sigur. Că vedem, spun că sunt importante, nu că e cât socialiști, cât populari, cât, e un curent anti-european, rămâne de văzut când va mușca el în fiecare țară. În condițiile în care avem această agresiune a Rusiei asupra Ucrainei și acest mesaj antidemocratic pe care îl transmite Rusia încă de anul trecut, din februarie, prin tot ceea ce face la adresa Ucrainei și a modului în care a înțeles să se raporteze și la Europa, la întregul concept european, evident că e foarte important dacă în Parlamentul European, dacă viitorul Consiliu al Uniunii Europene va arăta într-un fel sau alt, adică dacă va fi o expresie a forțelor democratice, indiferent că vorbim de forțe de centru stânga, centru sau centru dreapta, sau dimpotrivă, vom vedea, va fi și o expresie a fenomenelor extremiste, suveraniste, populiste, extremiste. E un semnal important la care ne uităm în fiecare zi, pentru că vedem și în țări cu o democrație consolidată din cadrul Uniunii Europene. Suedia e un exemplu. Olanda, vedem că sunt fermierilor prin Olanda. Vedem că sunt formațiuni politice care au această temă în agenda lor suveranistă, dezvoltă și un discurs critic la adresa birocrației de la Bruxelles și vedem că se bucură de un anumit succes. Dar spuneți-mi, revenim la temă și la alegerile alea din toamnă, dar rămânem puțin la alegerile europene sau la o situație. De ce credeți că a prins, cel puțin la noi, discursul ăsta retorica asta anti-europeană cu străinii, că vedem în discuții, prin taxi, prin nu știu pe unde, prin... Da, tot felul de chiar și pe Facebook, dar nu mă refer la cei care, nu știu, sunt membri sau activiști aur sau nu știu ce, dar chiar la nivelul societății se vede chestiunea asta cu străinii care vin, au pus aici. Sunt mai multe explicații. În primul rând, nivelul de așteptare a fost foarte mare. 2. Cred că am greșit și noi toți, clasă politică, societate civilă, în faptul că nu cred că am consumat foarte mult din energia noastră în a explica celor cărora ne adresăm, electorat, repet, societate civilă, cu privire la ceea ce a însemnat pentru România intrarea în Uniunea Europeană. Eu nu cred că lumea în România, într-o măsură mai mare, cum mi-aș fi dorit și cum îmi doresc, are percepția clară măcar asupra banilor investiți în România și a faptului că fără investițiile din Uniunea Europeană, care s-au realizat și se observă în fiecare zi, practic, în România, dacă ești de bună credință, nici jumătate din ce avem acum. Au contribuit la reducerea decalajului existent între România și Uniunea Europeană. Da, foarte multe lucrări care s-au făcut, evident că au dus la creșterea nivelului de trai. E o greșeală pe care o facem noi toți oamenii politici și anume, considerăm că e suficient să-ți faci treaba cumva acolo unde ești, nu mai ai timp sau uneori nu reușești să comunici, să explici exact ce faci acolo.
Și atunci oamenii nu mai percep că un lucru se întâmplă datorită, și mă refer la aceste investiții, la faptul că s-au modernizat șosele, străzi, da, și da, o serie întreagă de investiții datorită banilor veniți din Uniunea Europeană. Da, da. Există retorica, unii spun, unii poate că sunt conștienți de chestiunea asta, dar spun că, domnule bun, ce au dat ei cu o mână, au luat cu două. Adică nu e așa, că în sensul că e foarte mare. Supermarketuri, știți la ce mă refer, da, cu piața, că ne-au omorât, eu îți spun ce vorbește lumea, știu, în piață. Nu. Ne-au omorât fabricile noastre și au venit ei cu ale lor și pac, 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 toate iau afară. IT-ul, chiar și aici ai o discuție, că domnule bun, este bun ca forță de muncă, dar tot profitul sau tot câștigul se duce tot afară la firma mamă și așa mai departe. Adică cumva că noi suntem asupriți sau ei profită de forța noastră de muncă care e mai ieftină, de pământul nostru mai nou și de păduri poftim. Iar aici cu pădurile, aici au dreptate, pentru că am avut un stat slab. Da? S-au defrișat, au venit tot felul de austrieci, nemți, habar n-am cine a venit și chestiunea asta a contribuit la... Noi ar trebui să facem o comparație clară între cifre, și anume între cu câți bani a contribuit România la bugetul Uniunii Europene și câți bani au venit sub formă de investiții în România. Mai există o explicație, că sunt atent și la ce a spus dumneavoastră, da, și nu e singura discuție de factura aceasta pe care o am, și anume cu privire la uneori o legislație care a venit cumva să uniformizeze și care nu a respectat legislația europeană și care cumva nu a ținut cont întotdeauna de particularitățile unei societăți, că lucrul e valabil nu numai în România. Poate una e mai conservatoare, exact, una e mai deschisă. Și atunci, încercarea aceasta de uniformizare pe care o înțeleg evident. Făina de greier. Sau... Da, și cu ajutorul unei propagande bine puse la punct, s-a ajuns evident în dezvoltarea unui discurs anti-Uniunea Europeană cu rezultate evidente. Le vedem asta. Bun, aici, scuzați-mă, poate că nu știu dacă partidele aici au greșit, inclusiv PNL-ul. Am spus asta, nu am explicat. Nu spun neapărat de parlamentar, poate că și ei. Da, cu toții suntem responsabili de faptul că trebuia să explicăm mai cei mult. Cei din fruntea partidului, care au fost de-a lungul timpului, în ultimii ani, în sondaje mai vezi, în discuțiile cu oameni, vezi, ok, în discuții poți să dai peste fel și fel de oameni, dar din sondaje rezi niște lucruri, nu neapărat că un partid se duce, crește, ci ce probleme sunt, ca problematică, cum reacționează, și atunci vezi că dacă încrucișezi niște întrebări, îți iese exact cam care e pulsul care societății. Caută o exprimare publică, păi, la un moment dat. Și atunci de ce nu, că ați spus că nu s-a spus chestiunea asta, păi ok, dacă vezi crește curentul european, știți, vii, dar nu vii cu o contrapropagandă, vii cu adevărul pe partea cealaltă. Noi credem că explicăm lucrurile astea, dar uitați că sondajele arată că nu, și atunci evident că mai trebuie să lucrăm și noi la modul în care explicăm, repet, avantajele prezenței României în Uniunea Europeană. Da, vă temeți, și o să amânăm discuția cu alegerile după pauză, vă temeți de rezultatul de la europene? Nu neapărat pentru PNL, ci, nu știu... Eu sunt scor foarte mare pentru AUR sau eu sunt preocupat, cum ați spus și dumneavoastră, de mesajul pe care vom transmite în Europa. Păi, bun, asta da, dar mesajul pe care îl transmitem, păi nu, mesajul Europa, pe care îl transmitem în urma păi, votului. Da, bun, dar în urma votului, dar ăsta e finalul. Dar până la mesajul care îl transmiteți, trebuie să luați niște voturi aici ca mesajul pe care îl transmiteți în Europa să nu fie sigur, un urât. Mesajul pe care îl transmite societatea românească, da. Am înțeles. Nu pot să... Domnul Florigăță, știți cum e? Sper doar ca guvernarea, această guvernare PNL, PSD, să nu dezamăgească cu... și să producă rezultate concrete, da, astfel încât numărul celor care astăzi nu mai cred în proiectul acesta european să fie unul cât mai mic. Da. Luăm pauză, apoi ne întoarcem, mai avem multe, multe de discutat și după scurta pauză pe care o luăm chiar acum. Da, ne-am întors în linia întâi, invitat senatorul PNL Liviu Brătescu, înainte de a trece la tema zilei sau la scandalul zilei cu azilele groaze, e groaznic despre ce e vorba. Bun, legat de alegerile de anul viitor, deci locale, parlamentare, prezidențiale, cum le vedeți? Partidul Național Liberal a explicat în mai multe rânduri necesitatea politică, administrativă a comasării alegerilor locale cu cele parlamentare. Știm cu toții că în România, în momentul în care te apropii de o campanie electorală
lucrurile se blochează, din păcate, și în administrație și, în general, în viața publică. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care am pledat pentru comasarea acestor alegeri. În acest moment nu mai cred că e posibilă această comasare. Partidul Social Democrat adică se va merge separat? Da, cred în locale, sunt atâtea, mă întreb dacă sunt atâtea dacă e atât timp pentru că ai alegeri, mai e o perioadă de nu va fi scurtă, o perioadă foarte campania, grea. Păi ce faci? Nu... Ai campania la locale care durează 30 de zile, alegeri, după aia intri în campania la parlamentare, 30 de zile, alegeri. Știu ce. Campania la prezidențiale, nu știu cât e așa, 30-45 de zile. 30 de zile. Și păi ai 90 plus încă 15 zile, două tururi. Când Partidul Național Liberal a spus prin reprezentanții săi peste tot, și am spus și eu la emisiunea la dumneavoastră, cred, că e necesar dintr-o mie de motive să se producă această comasare a alegerilor locale cu parlamentare, s-a ieșit imediat în spațiu public de către competitorii, adversarii noștri politici, că Partidul Național Liberal atentează la funcționarea democrației, la, mă rog... Aici au fost colegii de guvernare de la PSD. Nu doar. Dar ei, dar și cei din opoziție, evident. A existat o retorică foarte bine articulată, să spunem așa. Nu știu, așa. Eu habar n-am, nu dar știu. Eu cred că România va intra într-o perioadă destul de grea generată de aceste campanii electorale. Bun, da, evident. Putem face altceva atunci. Da, nu știu dacă e legal, dacă nu poate fi atacat la CCR. De ce nu poate fi, nu știu, alegerile parlamentare cumulate cu primul tur la prezidențiale? Există acest scenariu și se pare că liderii de la colegii noștri de alianță de la PSD văd că mai anunță în spațiul public cumva un agreement al lor asupra acestui proiect. Asta nu știam. De comasare a alegerilor. Deci din două, tur, două alegeri trebuie cumva, pentru că altfel să-i chem pe oameni de patru ori toamna și să intri într-o campanie în alta, nu că nu e doar regulă, că comasarea acestor alegeri prezidențiale, primul tur cu parlamentare, vă dați seama, va aduce întreaga atenție de la alegerile parlamentare. Vom discuta foarte puțin despre ce candidați anunță fiecare partid, ce program vrea să promoveze fiecare candidat. Va conta candidatul la prezidențial. Toate discuțiile, vă dau un scris de pe acum, toate discuțiile, toate dezbaterile vor fi despre candidatul mai la prezidențial. Părerea mea că și mai puțin despre Parlament. Părerea mea că și europenele, dar poate mai puțin europene, dar toată din vară încolo, toată dezbaterea publică va fi parazitată, spunem așa, de dezbaterea prezidențială, pentru că asta e la noi. E și firesc pe de-o parte, e explicabil mai degrabă. Atrage bătălia între persoane și mai puțin între bătălia între programe sau între partide. În România suntem în această formă de guvernământ, să spunem așa, de regim semi-prezidențial și atunci evident că există un interes mare, firesc, de înțeles, cumva, legat de cine va fi viitorul președinte. Și după aia României. Vedem că președintele nu poate face mare lucru. Da. Are o importanță. Proiectăm iarăși o în desemnarea, premierului și în funcție de configurația parlamentară, dar mare lucru nu poate să facă. Președintele României are un rol important în modul în care funcționează statul român. Am văzut cu elefanții, dar, cu nu știu din ce. Păcate, dar, din păcate, în campania prezidențială se proiectează de multe ori o putere mai mare pentru președinte comparativ cu cea pe deci care o are prin Constituție. Ar fi posibil, dacă nu locale cu parlamentare, e și varianta asta în discuție, parlamentare cu compromis primul între tur. Parlamentare și pentru primul tur la plictisești și riști să, nu știu, lumea să obosească acolo și să ai niște prezențe. Vorba de blocarea aparatului administrativ. Da. Pentru că fiecare funcționar va fi foarte atent. Bun, din păcate, e blocat. Toată toamna e blocat. Hai să fim serioși. Sperăm că vor fi destui oameni care vor vrea să-și facă treaba în continuare. Cu scandalul, chiar vedeam acum ultima știre în scandalul cu azilele, e un scandal teribil, pentru că e vorba de oameni în suferință. Vedem, văd aici o știre de ultima oră cu doi funcționari vizați de perchezițiile DNA. Au fost reținuți pentru 24 de ore, sunt funcționari de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Ilfov, pe care procurorii DNA îi suspectează că l-au ajutat pe Ștefan Godei, e patronul, da? Patronul acelor azile, acelor centre. Deci îl suspectează pe acesta că
a acoperit neregulile constatate la funcționarea azilului de bătrâni. E unul din azil, e vorba de azilul Armonia. Bun, acum rămâne de văzut după arestare, că știți cum e, în momentul în care începe ancheta, e un lanț. Îi vor povesti ce legătură a avut acest domn Ștefan Godei. Acest domn, înțeleg că e și el, a fost angajat, chiar azi am aflat, a fost angajat la cabinetul parlamentar al Gabrielei Firea. E o chestiune asta, arată că e o relație apropiată. Ba mai mult că a fost și șofer pe la primăria Capitalei. Deci încă nu, e departe de a se termina scandalul ăsta și cred că vom afla lucruri. Cum vedeți întreg tablou? E un moment trist pentru întreaga societate românească, pentru că arată, pe de o parte, gradul de dezumanizare al unora dintre concetățenii noștri, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo nu e un abuz, să spunem așa, dacă îmi permiteți, obișnuit al unui funcționar public, să exploatezi practic niște persoane în vârstă, niște persoane cu dizabilități, arată nu numai un sistem corupt, e un cinism fără arată nu numai marge. Un sistem corupt, dar arată o lipsă de umanitate incredibilă, de care eu am crezut că societatea românească a trecut. Ne aducem aminte de ceea ce a făcut faimă, din păcate, în presa internațională, cu o situație din România, din centrele pentru copii, dacă vă aduceți aminte, din anii 90. Acum însă mi se pare că vorbim de o chestiune orchestrată, de o responsabilitate nu numai a funcționarilor de la nivel local, și ceea ce sper este ca anchetele care vor avea loc în perioada următoare să pornească, dacă vreți, așa pe toate nivelele, și de jos în sus, și de sus în jos, pentru că sunt niște lucruri atât de grave încât nu poți să nu-ți pui întrebarea până la ce nivel urcă responsabilitatea pentru așa ceva. Eu cred că un funcționar nu-și poate permite, domnul Ghețău. Urcă până la un nivel înalt. Da, eu nu cred că un funcționar își permite... La grozăviile astea, adică nu e o singură chestie. Vedem aici cel puțin un mecanism întreg, sigur, o rețea, pentru că nu vorbim doar de faptul că au fost cheltuiți în mod deficitar banii pe care statul îi alocă, și există cadrul legal pentru asta, îi alocă pentru întreținerea persoanelor vârstnice, pentru persoanele cu dizabilități, ci și de modul în care practic oamenii aceștia au fost jefuiți de sumele de bani pe care le-au, sume personale, dincolo de alocațiile de la stat, alocarea unor bani deci de la erau stat. Erau ținuți ca la pușcărie acolo. Condiții inumane, o bătaie de joc la adresa unor oameni pe care nimeni nu merită să treacă prin... Bun, am văzut că mai așa ceva. Și vorbim și de un alt lucru. Da. Deci pe de o parte arată, repet, gradul de dezumanizare. Dar mai există o miză, și anume aceea, încrederea în instituțiile publice din statul român. Adică aici e un pariu pe care sperăm să-l câștigăm cumva, aș putea spune pe ultima sută de metri, ca anchetele să arată niște lucruri clare și să sperăm că nu e vorba de un întreg sistem public de gestionare dezastruoasă a acestei. Am văzut că s-a dat ordin, să zic așa, ca în toate județele să fie, nu știu... Eu vreau aici analize. Și aici riscăm să ducem. Hai să facem la normă. Nu. Nu, e absolut greșit. Așa. E absolut greșit să se întâmple lucrul ăsta. Așa. Deci noi avem o situație clară legată de zona aceasta a Bucureștiului, a Ilfovului, unde, și vreau ancheta acolo care să fie clară și respicată, după care mă interesează și ce se întâmplă în restul țării. Dar vedeți, sper că aceste anchete și modul acesta cumva și herupist în care a pornit întreaga anchetă acum la nivel național, să nu afecteze și oameni care chiar au grijă în mod cinstit. Pentru că știți, noi avem această problemă în România. Când pornim câte chestiunea asta, radem Otova, cum spune românul, și atunci radem tot și intrăm și peste oameni care cred. Sau nu, ne răzbunăm pe cei care nu trebuie. Exact. Exces de zel. Cred totuși că sunt și oameni în sistem privat, și în sistemul public, care își fac treaba serios, care nu exploatează persoanele în vârstă sau cei cu dizabilități, și atunci trebuie tratați ca atare și aceștia.
Am încredere în faptul că anchetele declanșate vor duce până la urmă la stabilirea responsabilității. Când am aflat și mai ales de evitarea pentru viitor. Când am aflat chestiunea asta la prima dezvăluire sau când am fost, am zis, domnule, așa ceva parcă nu e posibil. Da. Adică m-am întrebat, domnule, chiar o fi real? Vorbim de societate românească ca o societate europeană, adică cu niște standarde, cu niște principii. Se mai auzea, țineți minte că se mai auzeau cazuri de genul ăsta, nu știu, izolate undeva, nu știu, un patron pe la o fermă de vaci sau nu știu ce, țineau niște copii sau niște în lanțuri, da, erau da, tot felul de chestii inimaginabile. Dar ne gândeam, domnule, acolo e o chestie izolată, adică măi, un, nu mai spun cum, da, care abuzează și, mă rog, va plăti. Dar să vezi că e un întreg mecanism și că instituții, sau să afli că niște instituții au vălul tras pe ochi, nu văd, n-au eu sper ca ancheta să privească complicat întregul sistem. Da, da, unde au fost până acum instituțiile astea? Că aici e problema. Știu ce spuneți. Adică e o răspundere. Nu e momentul ușor și vorbim de credibilitatea instituțiilor publice. Acum se face anchetă. Bravo, bravo. Sper că ancheta să meargă până la capăt, că e celebră chestiunea asta cu până la capăt. Dar întrebarea e unde au fost instituțiile astea și iar e cinism. Cei care, dacă se dovedește că unii au închis ochii, aia trebuie să plătească. Mă refer în instituții. Da. Vedem că Marius Budăi a demisionat, un gest, eu știu, putea spune surprinzător. E un gest firesc. Societatea românească e o surpriză când vedem. Noțiunea demisiei noi nu prea o avem în România. E un gest firesc din punctul meu de vedere ceea ce a făcut domnul Marius Budăi și cred, cu permisiunea dumneavoastră. Un gest corect, spuneți. Da, e un gest corect și eu cred că și doamna Firea ar trebui să aibă așa un moment de reflecție. Să intre într-o cameră de reflecție și să se gândească dacă dânsa, atenție, e mulțumită de modul în care a funcționat ministerul pe care îl conduce de ceva timp. Uh-huh. Că știm foarte bine cu toții, doamna Firea și-a dorit și a obținut un portofoliu important. S-a desprins un minister, s-au produs niște fuziuni, a dispărut, iată, ministerul tinerilor. Bun, dar vedem că acest personaj și atunci, dacă și-a dorit acest proiect politic, a fost în apropierea ei. Și atunci, dacă și-a dorit acest proiect politic, numit conducerea Ministerului Familiei, doamna Firea, cred că ar trebui să aibă și un moment de reflexie. Da, de ce nu? Adică vedem că acolo e o încrâncenare a familia Firea, Pandele. Bun, noi știm foarte bine. Doamna acuze. Firea are proiectul acesta al candidaturii la primăria capitalei și atunci se simte cumva vizată, dar cred că au intrat într-un... Cred că înainte de a da replici... Nu, eu cred că cu toții, când, ca oameni politici, când treci prin asemenea moment, printr-un asemenea moment, înainte de a da replici celor care te critică, trebuie să te uiți tu în oglindă și să vezi dacă ești mulțumit sau nu de modul în care a funcționat un sistem pe care l-ai condus. Dacă doamna Firea e mulțumită, e... Da, pe de altă parte, de ce partidul, de ce PSD, credeți că nu Marcel Ciolacu nu iese sau, mă rog, nu îi impune? Că acolo, cred că la Budăi, nu știu dacă a fost o plecare, o demisie sau o demitere. Bun, ea a fost demisie până la urmă, dar putea fi și îmbrăcată, adică mă ia du-te tu un pic. Da. Eu sunt convins că sunt discuții astăzi în cadrul vacanță, că ne revedem noi pe niște liste parlamentare, adică s-a fost o demisie negociată, cred că înțelegeți ce. Știu și ce toată spuneți. Lumea înțelege ce vreau cred să spun. Cred că discuții aplicate au loc în acest moment în cadrul Partidului Social Democrat, inclusiv între domnul Ciolacu și doamna Gabriela da. Firea. Că, și doamna Firea e o fire că e greu puternică. E greu să crezi, doar dacă îți dorești așa cu orice preț un proiect politic până la final, mă refer la candidatura aceasta de care se spune, nu? A doamnei Firea la Primăria Generală a Capitalei. Că la ora asta un asemenea moment nu te poate afecta cel puțin în perioada imediat următoare. Bă, e complicat, mai ales că oricât, acolo București, Ilfov e aproape, adică, nu știu, în ce măsură. Știți, ne aducem aminte cu toții de situații din Europa Occidentală în care un ofițer de poliție sau în cadrul unui incident ăsta cu unei acțiuni între forțele de ordine și protestatari se lasă uneori cu victime sau chiar cu decese au fost cazul ăsta și vedem că imediat ministrul de interne și-a prezentat demisia. Adică poate fi un exces de zel acolo demisia. Din partea unui polițist, da, unui jandar. Dar care sau... se soluționează prin asumarea politică clară a celui care a fost sau ministrul de interne prin demisie. Că acum întrebarea e și unde va duce, că vedem că și afară, apropo de ceea ce spuneți, stârnește foarte multe emoții. Am văzut cu acel tânăr în Franța. Bun, acolo societatea e cum... mai complicat. Franța trece de ceva timp da? Într-un moment dar dificil.
scandalul ăsta, pot spune, am auzit, am și semnale, dar vedem și din discuții, strânește emoție în societatea românească. Scandalul ăsta. E firesc asta, pentru că întregul acesta sistem de protecție socială nu e gândit ca unul care să aibă grijă deci de bătrâni, da? De copii, și aici de oameni cu sensibilitatea e mare, că evident, fiecare are părinți, bunici. Evident, și fiecare se gândește în acest moment ce s-ar fi întâmplat sau dacă persoana pe care se gândea la un moment dat să o ducă într-o asemenea instituție ar fi cunoscut același tratament inuman. Bun, deci spuneți că ar trebui să plece, nu, Gabriela Firea? Spun doar că trebuie să aibă un moment de reflecție și doamna Firea și că nu poate să... Ați văzut, doamna Firea a intrat acum într-un război de ăsta public, păi, mediatic. Am văzut, da. Se bate cu toată lumea. De cuvânt al Bisericii Ortodoxe, mai intervine și soțul domniei sale, care se referă în termeni absolut neeleganți, ca să nu spun mai mult, la adresa domnului Bănescu, care e purtătorul de cuvânt a Bisericii Ortodoxe. Bun, acolo el probabil că a vorbit în nume personal, nu știu dacă a vorbit. Asta vă spun. Când tu ai asemenea problemă într-o instituție pe care ai condus-o și o conduci, că mă refer la doamna Firea, în calitatea sa de ministru al Ministerului Familiei, cred că trebuie să eviți astfel de dispute și mai degrabă să vezi dacă oamenii din subordinea ta au fost implicați sau nu, dacă oameni precum sora domniei sale, cum precum acest domn Gâdei, sunt responsabili sau nu. Și organele de anchetă arată în acest moment clar că domnul Gâdei are o problemă. Godei, iertați-mă. Da, e foarte interesant. Are o problemă. Scandalul ăsta izbucnit acum. Și foarte apropiat de familia Firea. Nu că e pus cu mâna, dar izbucnește în plină vară, când lumea poate în plină vacanță, mă imaginez care era atmosfera dacă era în sesiunea parlamentară. Ce discursuri erau pe acolo prin Parlament sau cum pe... Doamna Firea e colegă, nu? Cu dumneavoastră da, e în Senat, nu? Senator. PSD. Da? Și e influentă în... În partid senat. Acolo? Nu, nu în Senat. Nu știu cât de influentă e. Da, este prezent la activitățile senatului. Da. Vom vedea. Oricum, sunt partenerii dumneavoastră. Ai PNL-ului, nu ai dumneavoastră. Suntem într-o coaliție de guvernare, PSD-PNL. Formată din PNL și PSD. Vedem încontro, pentru că eu cred că și PNL urmărește cu atenție și nu știu dacă cu îngrijorare, cred că cu atenție. Suntem îngrijorați de faptul că așa ceva s-a putut întâmpla în România în 2002. Unde poate duce... Bun, am văzut-o, dar acum, nu știu, poate că unii încearcă, dar să vedem. Poate că sunt niște fire care duc și pe la PNL. Că am văzut că, inclusiv către Ciucă, a fost făcut o adresă, nu știu când, și că ar fi știut și el. Corpul de control al primului ministru a făcut în martie sesizare către parchetul de pe lângă judecătoria Buftea. Da, mă rog, deci a existat o reacție rapidă din partea Cancelariei Primului Ministru. Da, ce cred că societatea așteaptă ca acest scandal să nu fie politizat. Adică e clar că partidele, cred că și opozanții, eu cred că ceea ce a spus în seara asta încă vine de pe poziția partenerului de guvernare al PSD-ului și nu au fost nici, dar cred că și ceilalți vor profita, firește să spui așa, dar până la urmă ar trebui profita politic, spun. Dar noi vrem să aflăm adevărul. Sigur. Dincolo de fumigene politice și de scandaluri, niște oameni să plătească, pentru că nu e posibil așa. Tema aceasta este atât de gravă și ceea ce s-a întâmplat e atât de grav pentru România anul 2023, încât îmi doresc și eu ca și dumneavoastră să nu fie politizată, dar cei care au fost responsabili trebuie să fie cunoscuți și să plătească în mod evident. Și nu că să plece din funcții. Nu e suficient. Eventual chiar niște răspunderi penale. La ceea ce s-a întâmplat acolo nu e suficient doar cu părăsirea unei funcții. Da. Bun, guvernarea s-a făcut rotativa. A început balamucul, dar mă rog, bun. S-a făcut rotativa, Partidul Național Liberal a demonstrat că înțelege să-și respecte... Că e prieten de nădejde, nu? Nu, al PSD-ului. Prieten de nădejde. Am arătat că respectăm o înțelegere. Și în ciuda îngrijorărilor care au venit dinspre domnul Marcel Ciolacu, inclusiv începând cu luna ianuarie acestui an, Partidul Național Liberal a arătat că împreună cu președintele Nicolae Ciucă își respectă angajamentul. Da, să știți că nu doar cei din PSD sau Marcel Ciolacu aveau îngrijorări pentru că ei erau vizați să preia apă. Dar să știți că inclusiv eu, în analizele mele... Am avut situații concrete, economice, sociale pe care trebuiau gestionate și colegii noștri de la PSD mereu spuneau că nu se va produce rotativa. Iată că rotativa s-a produs, au funcția de prim-ministru, au această responsabilitate. E adevărat, eu nu cred că era teama, că Ciucă, totuși, fiind militar, cred că e un om de cuvânt și când a promis chestiunea asta, dar putea ca PNL-ul sau niște actori politici,
de la președinție, dar și PNL-ul, încă să profite într-un fel de o conjunctură vis-a-vis de război, ceva economic, de, nu știu, niște tensiuni în zona, habar n-am, că care putea, adică, nu știu, cu conflictul militar poate escalada și atunci nu schimb guvernul când ai balamuc la graniță. Adică puteai să mai amâni o lună, două. S-a respectat un protocol și Partidul Național de asta Liberal... că mulți spuneau că, dar inclusiv în PNL, că mai discutam, mai întrebam și mulți ridicau din numeri, domnule, să vedem, credem că da, dar să vedem. Adică mai lăsau așa o părtiță. Ok, și merge guvernarea până acum? Bun, a izbucnit scandalul ăsta, e și vara. Avem un program guvernamental, încercăm să ne ținem de el, avem aceste proiecte precum Angel Salini, PNRR-ul, mm-hmm, care trebuie implementat, e nevoie în continuare de mulți bani în economia românească. Am văzut că se caută bani, nu prea ies niște bani, dar aici să fie jupuit zona privată, nu. Aici PNL-ul ar trebui poate să apere un pic. Vom fi foarte atenți la această discuție legată de suprataxarea, pentru că pentru noi, pentru liberali, e important sectorul privat și înțelegem cu toții că o suprataxare nu ți aduce neapărat, indiferent de ce domeniu vorbim, nu ți aduce neapărat mai mulți bani la buget. Adică când vorbești de taxe și impozite, trebuie să fii atent. Da, pe termen scurt să-ți aducă, dar s-ar putea să omori niște firme. S-ar putea ca anumite activități să fie închise și să nu mai vezi aceiași bani la buget. Eu nu înțeleg o chestiune. Dividendele pe micro-întreprinderi. Da, nu sunt de acord cu mărirea, deci, impozitelor. S-au mărit de la 5 la 8. Atenție, de la 5, poate nu pare mult, dar de la 5 la 8 e aproape o dublare. Da? Că e de la 5 la 8, de la 5 la 10 e dublare. Păi, e 5. Foarte mult. Și acum se mai... Deci asta s-a aplicat de la 1 ianuarie. Și acum, mai vine, da, că domnule, prima dată am văzut că, nu știu, era dat ca exemplu Germania, unde ar fi 40%. Păi, domnule, da, dar noi găsim comparații din astea uneori care n-au... Păi da, atunci fac și eu ca mulți ce spuneam la un moment dat și profităm de așa și spun, domnule, dar vreau și eu salariul ca în Germania atunci și plătesc și eu. Vreau și eu 5.000 de euro sau 3.500 de euro, da, salariu, și plătesc și eu, nu știu, 20-30%. Deci, în filozofia noastră economică, evident că ideea aceasta de taxare și impozite mai mari, nu există. Cred că altfel trebuie să fie așezate bugetul, să fie așezat altfel bugetul, când vorbim de cheltuieli. Dar nu și putem intra, apropo... Dar nu pe mărirea permanentă de taxe și impozite. Dar hai să intrăm un pic în instituțiile astea. E o discuție și asta care trebuie... Uite, pisurile astea, da? Județene, uite ce fac. Știu ce spuneți. Da? Sau că aici nu vorbim de profesori, nu vorbim de medici, că aici sunt zone, poate nici măcar de poliție, să spunem. Sunt zone în care trebuie... Da, sunt multe zone în care se taie frunze la câini, dar nu că se taie, se fură bani. Scuzați-mă. O discuție cu privire la modul în care așezăm bugetul acestei țări trebuie să fie cât mai rapidă, pentru că, repet, s-ar putea ca mărind taxe și impozite să nu ai mai mulți bani la buget neapărat, dimpotrivă să ai locuri de muncă pierdute, firme închise, e foarte periculos. Să colectăm, că să colectăm mai puțin în mod real. Să colectăm mai mult. Să colectăm mai asta mai, trebuie să fie adică un obiectiv să, pentru... Nu, să colectăm mai mult, să privim, mai mult din ceea ce se cuvine statului. Și noi trebuie să privim cu multă atenție și la existența acestui deficit bugetar și la semnale care vin din afară. Asta e pericolul. De aici pleacă. Că de aici guvernarea... Nivelul de cheltuieli trebuie... De aici guvernarea e îngrijorată. Nivelul de cheltuieli trebuie reglat foarte bine în România, pentru că... Totul pleacă, e matematică aici. Politica economică, până la urmă, e matematică. Adică, domnule, tu ți-ai propus ca anul ăsta să iei 100 de lei, să spunem, da? Și te trezești că ai numai 70 de lei. Păi 30 ce faci? Trebuie să iei de undeva. Și atunci unde? Bun, acum e simplu, acum e un stat, scuzați-mă, dar e un stat leneș, e un stat care n-are idei și atunci încearcă să ia de la cel care produce. Dar du-te tu, statule, și ia de la, nu știu, de la avem cei nevoie care, pentru mediul privat, care taie... pentru mediul privat și pentru întreaga economie românească. Avem nevoie, da, și de predictibilitate și de o așezare corespunzătoare a taxelor și impozitelor, dar mărirea lor. La Iași înțeleg asta că... e motivul pentru care, iertați-mă, noi ne-am opus și am tras semnalul categoric, da, că nu suntem de acord cu, de pildă, cu renunțarea facilităților fiscale pentru zona aceasta de IT, construcții și agricultură. Da. Nu știu, poate că așteptam o știre bombă acum că... S-a schimbat candidații pe Iași, pe nu știu ce, dar poate că aflăm într-o altă emisiune sau poate că, nu știu, după campania electorală.
Dar suntem pe final, știre nu? Știre bombă? Nu, avem aceiași candidați. Eu așteptam o știre bombă. Am înțeles. Bun, mulțumesc pentru prezența. Da, mulțumesc în, și eu. În emisiunea a fost senatorul PNL Liviu Brătescu. Mulțumesc pentru atenție. Sunt Florin Ghețău. Seara bună. Seara bună.